ziua. Daniel Pan, cu concluzii pentru început la finalul acestei partide, prima pentru tine oficial. Concluzii, în primul rând, erau importante cele trei puncte, victoria. Un debut fericit din punctul ăsta de vedere, a fost o victorie a suferinței, o victorie a caracterului. Din punctul ăsta de vedere, am felicitat, ne-am dat nota 100 în vestiar, știam că va fi greu. Avem multe probleme, am găsit multe probleme, mentalul jucătorilor mult, mult afectat, plus plecările, faptul că nu am avut multe schimbări la dispoziție, a fost și foarte cald, eu sper să fie o descătușare pentru ei, sper că în cel mai scurt timp să ne rezolvăm problemele de ordin numeric, în primul rând, să am doi jucători de aceeași valoare pe toate posturile, pentru că asta mă interesează, să se acomodeze cât mai repede jucătorii care au venit și vor veni, în special cei străini, pentru că nu cunosc țara, nu cunosc orașul. E mult de muncă în momentul de față, suntem departe de ceea ce îmi doresc eu, e și normal. Prea multe lucruri nu puteam să schimb într-o săptămână, însă cred, față de meciurile din sezonul trecut, s-a văzut o altă implicare a jucătorilor. Daniel, acum întrebări din partea jurnaliștilor. Un nou capitan la Poliaș? La ce vă referiți? Că Andrei a purtat banderola și încă... Criteriul a fost vârsta astăzi. I-am chemat pe amândoi înainte de meci, nu am știut ce decizie să iau. Sunt stâlpii mei, sunt oamenii prin care comunic cu vestiarul. Au parte de tot respectul meu și ei și Mihalache și felicitări pentru modul în care s-au implicat astăzi în joc. Pentru că nu e ușor la o vârstă să tragi de tine la 30 ceva de grade, 40 la nivelul solului. Astăzi criteriul a fost vârsta și mă gândesc dacă să fac un meci sau un meci, dar nu cred că vreți un caracter deosebit și a acceptat fără niciun fel de probleme acest lucru. În mod normal, Andrei Cristea va rămâne capitanul echipei. Început cu dreptul, ești mulțumit de jocul echipei? Sporadic, dar era normal, mă așteptam la acest lucru. Au fost momente, sunt special în prima repriză, în care am reușit să legăm mai mult de 10 pase, cred eu, la firul repriei, cum le cer tot timpul, schimbare de direcție, așa a ieșit și golul. Au mai fost câteva acțiuni individuale a lui Ionea, în special realizatorul, a ocupat de mai atent la finalizare și la luarea deciziilor. Știam că sunt foarte periculoși în zona centrală, am încercat să acoperim cât mai mult acea zonă, pentru că de acolo se eliberau și Ianovo și Șerban și creează pericol. Sunt doi jucători care vorbesc foarte bine limbia de la semidistanță. Am evitat la maxim greșelile personale, cu toate că ele au fost și nu vreau să enumăr aici și nu vreau să dau nume, va trebui să le eliminăm. Până la urmă, cred că, din acest punct de vedere, e o victorie meritată. Doar 4 jucători de rezervă. Da, de bancă. Greu, foarte greu. Pasolin se accidentează minutul 1, am mai pierdut o schimbare de la început. Cred că am fost și eu inspirat, ne-am descurcat bine la primul meci, însă lucrurile nu stă așa la nesfârșit. Poți câștiga suferind sau din punct de vedere al caracterului unui sau două, dar fără să joci fotbal, fără să joci un fotbal consistent, nu avem. Singurul lucru îmbucurător e că după meciul cu Botoșani se întrerupe campionatul 2 săptămâni, putem să mai reglăm anumite probleme, dar lucrul care mă interesează cel mai mult în acest moment e legat de efectiv. Practic, efectiv, să pot lucra la antrenamente 10 contra 10 pentru că lucrez în astfel de lucruri. Colegii întreabă dacă ești gata să intri și tu pe teren, sau mai ales o Mufraș? Mai ales o Mufraș ar fi putut să jucă astăzi, pentru că se pregătește tot timpul cu noi, dar nu e de glumit. Situația nu e. Avem nevoie cât mai repede de transferuri, avem nevoie să se trezească autoritățile locale, să rezolve problemele financiare, pentru că e păcat. Orașul e minunat și publicul de aici merită mult mai mult decât o echipă care se lupte aproape fiecare sezon pentru evitarea retrogradării. Nou veniții, Baxevanos, Asca. Baxevanos are cultură fotbalistică pentru că a făcut jurnalul la Lazio. Am văzut aceste lucruri în antrenamente, nu am avut emoții mari cu el, chiar dacă nu a jucat, nu are de jucat și crampe, dar se vede că este foarte educat, profesional, un
caracter foarte bun, ați ca la fel, e plin de energie, e un sufletist, un fotbal agresiv, pozitiv, avântat, dar deocamdată are mari probleme de poziționare, va trebui să-l disciplinăm din acest punct de vedere tactic, mă refer. Dar e un jucător care poate progresa, e un jucător de tipul celor care îmi plac mie. Plus că de săptămâna viitoare vom avea și pe Florian Ovanțo la dispoziție, are și un jucător care pe mine m-a încântat și cred că se va integra foarte bine în sistemul și în fotbalul pe care îl gândesc. Răzvan, unea o surpriză plăcută pentru tine? Unea nu se lua la Rapid de două ori, doar că l-aveam pe Voicu. L-am avut adversar în Liga 3-a când era la Afumați. Îl știu foarte bine că juca și în jocaș dreapta. L-am întrebat și ieri, înainte de antrenament, l-am întrebat și astăzi la pauză dacă poate juca jocaș stânga, fără niciun fel de probleme. Și cred că poate fi una din surprizele acestui campionat. Ce mai pot spune la punct până la următorul joc cu Botoșani de duminica viitoare? Mai sunt multe probleme de tactică, de interpretare a unor faze care se pot regla destul de simplu. E important să ne recuperăm foarte bine pentru că jucătorii au suferit enorm și probabil o să le ia 3-4 zile să se recupereze pentru meciul de la Botoșani. Avem așa, pe hârtie e clar că Botoșani sunt favoriți, e un derby. Se pot întâmpla multe lucruri. Singurul nostru avantaj pentru meciul de duminică e faptul că ei joacă în data asta în meci de cupă europeană, chiar dacă au un lot numeros, nu știu pe ce jucători vor miza, dacă vor miza pe cei care joacă joi sau vor fi alți jucători mai proaspeți, ăsta ar fi singurul nostru avantaj în momentul de față. Ai auzit încurajări de suporteri în timpul meciului? Da, extraordinar, s-au comportat extraordinar. Am remarcat și eu din fața televizorului fenomenul ăsta ultras la Iași, de bun augur, era și timpul și regret că astăzi, la prima etapă, suporterii n-au putut fi alături de echipă să încurajeze echipa, pentru că, în normal, ar fi fost un moment de entuziasm, pentru că orice început de campionat și că la Iași se juca cu stadionul aproape plin. Mulțumesc frumos, succes! Mulțumim și noi!